Primăria Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean organizează în perioada 4-7 august 2022 la Deva cea de-a doua ediție a Festivalului de Vară. Manifestarea va cuprinde prezentări de filme istorice, dezbateri cu invitați speciali, expoziții, prezentări de carte și concerte. Consiliul Județean Hunedoara organizează în perioada 28-31 iulie 2022 Festivalul Opera Nights. 29 iulie, Cavaleria Rusticana și Paiațe, Castelul Corvinilor Hunedoara. 30 iulie, Rigoletto, Castelul Corvinilor Hunedoara. Și 31 iulie, La Traviata, Curtea Interioară, Consiliul Județean Hunedoara. Opera Nights 2022, un regal de operă. Lasă-mă în pace! Priștește te Nu ți-a făcut nimic! Poate te place! ce alergi așa? Nu ți-a făcut nimic! Poate te place! Ce urli așa? Nu ți-a făcut nimic! Poate te place! 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 Abuzul este învățat din copilărie. Rupe tu cercul violenței și fă educație împotriva abuzului. vitamina D3. Cam asta e. Da, cam lungă lista asta, draga mea, Nico. Ne trebuie o farmacie cu prețuri mici. Ba, ne trebuie o farmacie cu reduceri mari. Cu prețuri mici. Cu reduceri mari. Cu prețuri mici. Reduceri mari. Să facem pace. Mergem cu toții la Catena, unde avem și prețuri mici și reduceri mari. Farmacia inimii Catena. vitamina D3. Cam asta e. Da, cam lungă lista asta, draga mea, Nico. Ne trebuie o farmacie cu prețuri mici. Ba, ne trebuie o farmacie cu reduceri mari. Cu prețuri mici. Cu reduceri mari. Cu prețuri mici. Reduceri mari. Să facem pace. Mergem cu toții la Catena, unde avem și prețuri mici și reduceri mari. Farmacia inimi Catena. Domnilor și domnilor, bine v-am găsit. Ora exactă, Antena 3 Deva, o mică problemă cu vocea la mine. Sper că vă trece peste asta. Mai ales că discuția pe care o vom avea astăzi este una care, ca de obicei, în, cu, cu, invitatul pe care l-am, mie mi se pare, mie mi se pare de emisiune foarte interesantă pentru că sunt interesat de politicile globale, să spun așa, geopolitică, iar ceea ce se întâmplă acum în Europa ne influențează major. Este vorba de domnul Iuliu Vinclele, europarlamentar din partea Partidului Popular European și președintele UDMR pe județul Nedoara. Bine ați revenit în emisiune. Vă mulțumesc frumos pentru invitație la ora exactă care pot să vă spun că este fierbinte. Da, a, 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 dumneavoastră puteți ridica sau coborâ temperatura. A, situația a rămas a, știu, eu, nu la fel de complicată, ci poate mai complicată, pe măsură ce e adevărat afară, avem aproape 40 de grade, dar uh, deja gândul ne este la iarnă, în sensul în care acest război care, uh, pe care Putin îl considera scurt se prelungește. Nu sunt semne că, uh, că se va sfârși prea curând și chiar am văzut un documentar uh, legat de ultimele atacuri aliate împotriva Germaniei naziste în care mergeau practic la distrugere completă pentru că vreau să-i facă să capituleze. Mi se pare că tacticile lui Putin sunt ok, pe mine nu mă interesează să ocup Ucraina, mă interesează să o distrug. Uh, nu știu dacă am dreptate, ne depășește. Ah, nici, eu, uh, nici eu nu știu dacă aveți da. dreptate și vă spun cu sinceritate uh, partea de, uh, de evoluție militară, partea de strategie, da. de tactică. Este o chestiune care... Pe mine mă depășește în sensul da. că nu sunt cunoscător și nu am o expertiză personală eu pe aceste domenii. Sigur putem discuta, sigur putem să aducem aminte. Ați făcut, uh, uh, să zicem, comparația cu momentul 1945 și ce se întâmpla în ultimele săptămâni ale războiului. Să nu uităm că, printre altele, a fost și o cursă între Armata Roșie da. și aliați da. uh, uh, în vederea stabilirii a ceea ce ulterior urma să devină granița și linia cotinei de fier. Adică în momentul în care... Aliații ar fi ocupat Berlinul și Armata Roșie rămânea undeva în Polonia, probabil că istoria Europei Centrale, a acelei părți a Europei Centrale, se scria puțin diferit. Dar, repet, n-aș vrea, pentru că nu sunt nici istoric, nu da, sunt nici strateg da. militar și n-aș vrea să intru în această, în această parte a, a, a analizei. Citesc și eu analizele și vă spun cu sinceritate, citesc zilnic. Pentru că de partea de evoluție militară depind totuși și multe alte aspecte, aspecte la care să spunem că mă pricep puțin și eu, mai ales la cele economice și comerciale. Pentru că așa cum am mai vorbit, cred că și în studioul acesta cu dumneavoastră, nu este un război doar. Sunt mai multe războaie care se poartă. Un război economic, un război comercial, un război energetic la care, iară, iată, Uniunea Europeană a răspuns acum ieri cu o decizie foarte importantă. La asta vreau să ajung. Uh, da, exact. Este un război mediatic, este un război pentru mințile și sufletele noastre, pentru că este un război al dezinformării. Realitatea de la Moscova, să spunem, dacă urmărim presa oficială sau oficioasă, de la Moscova, este o realitate opusă cu 180 de grade realității pe care noi o vedem urmărind, să spunem, presa europeană, surțele europene, surțele de la Bruxelles. Și atunci se pune problema. Cine are dreptate? Se pune problema cum reușim noi să-i convingem, chiar aș spune domnule Legdoi, noi doi în acest dialog, cum reușim să-i convingem pe cei care ne urmăresc în acest moment că merită să se informeze din surse Uh, uh, verificate. Merită să uh, asculte pe acei analiști, pe acei strategi pe care îi cunosc foarte bine, adică un om care are o expertiză uh, dovedită. Și ale o care îi să sursă... prognoze sau dovedit verificate de evoluția lucrurilor. Este rog. vorba și de prognoze, da. dar mai ales de opinii. Cine da. este vinovat? Cine a declanșat războiul? Și atunci vedeți că Deja noi avem și rezultate ale unor uh, anchete Eurostat, acel oficiu de statistică al Uniunii Europene, care urmărește acest fenomen, pentru că este un fenomen important. În diverse țări există uh, procente diferite de populație care, dacă sunt întrebate cine e de vină pentru război, unii spun rușii, alții spun ucrainenii, alții spun americanii, alții spun Uniunea Europeană. Toate acestea, deodată, nu pot fi adevărate. Și atunci eu sper că poate noi putem să contribuim puțin la deslușirea adevărului, pentru că propaganda nu facem aici în acest studio. Da, simplificând, poate mă permis să spune totuși că indiferent te faci tu în momentul în care vine unul la tine în casă și dă cu, începe să dea cu toporul să strice mobila, mi se pare că se aplică dreptul legitimei apărări. Bun, că a fost timp tu stai în casa ta și el intră peste tine, mi se pare că aici este... Da, discuția excede, exact cum, cum a spus experiența noastră. Haideți să vorbim în schimb despre ceva în care aveți foarte multă experiență, pentru că veniți din centru decizional european. Este vorba de această decizie, recomandare practic, către țările Uniunii Europene de a reduce cu 15% consumul de gaze. Da, este un subiect care cred că de-abia de acum decolează și în zilele următoare va deveni un subiect fierbinte, uh, pentru că avem uh, o decizie a statelor membre, atenție. Cu deci excepție, nu a Parlamentului European, nu a Comisiei Europene, ci a statelor membre, a Consiliului Ministrilor de Energie, care au spus, uh, recomandăm. O reducere voluntară a consumului de gaze cu 15%, începând de acum, de la 1 august, până în luna martie anul viitor, 2023, această reducere voluntară ar putea să devină țintă obligatorie printr-o altă decizie viitoare, dacă va fi nevoie de această decizie de a obliga statele membre să facă economie cu 15%. Și există o listă foarte lungă de excepții. Excepții ale unor state. Și de ce se întâmplă acest lucru? Cele trei state insulare. Malta, Cipru și Irlanda. Ei nu sunt conectați la rețeaua de gaze uh, ale Uni a Uniunii Europene. Deci orice economie sau orice uh, consum mai mare este efectiv răspunderea lor, pentru că noi nu putem interacționa. Nu avem o conductă cu Malta, nu avem o conductă cu Cipru, nu avem o conductă cu Irlanda. Asta înseamnă că ei sunt exceptați și este logică da. această exceptare. Uh, 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 sunt alte chestiuni de natură tehnică care uh, 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 vin și uh, condiționează oarecum deciziile viitoare. Comisia Europeană a vrut să-și acapareze această putere și să spună, păi momentul în care voluntarul va deveni obligatoriu, îl stabilim noi Comisia Europeană. Iar statele membre au spus nu. Ministrii de energie au spus ieri la Bruxelles, nu. Noi, statele membre, suntem acelea care vom stabili dacă va fi nevoie acest moment. De ce este acest lucru important? Din motivul suveranității naționale a fiecăruia din Uniunea Europeană. Și anume, politica energetică nu este o politică comună a Uniunii Europene. Ce este politica comună? Politica comercială. România nu stabilește taxe vamale. Uniunea Europeană stabilește acele taxe care sunt aplicate și la Rotterdam, și în Portul Constanța, și pe orice aeroport din România sau din Europa. Însă, politica energetică este o politică națională. Mixul energetic al României, de minte, foarte echilibrat și sper să putem discuta un pic și despre acest lucru special al României, mixul nostru energetic este diferit de al celorlalți, iar deciziile sunt apanajul suveran al guvernelor. Și atunci, ministrii energiei ieri au respins această insistență a Comisiei Europene și au spus nu, nu voi stabiliți, noi vom stabili. De ce este important și eu salut decizia aceasta pentru că într-un fel este o victorie a solidarității în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, vine și consfințește aceste, această prin principiul subsidiarității, această suveranitate națională în domeniul energetic, care este un domeniu important al securității naționale. Fără securitate energetică, nu ai securitate națională. Și atunci comisia prin propunerea pe care a făcut-o și Consiliul, prin decizia luată ieri, dovedește responsabilitate. Și de ce? Pentru că sunt trei, sunt trei scenarii posibile. Primul scenariu în care avem o, un flux de gaze, cam ca acum. Deci gazele rusești da. vin, nu în totalitate, nu la debitul pe care ni-l dorim, dar vin. Avem scenariu B în care se reduce sever livrarea gazelor, s-ar putea reduce oricând, săptămâna viitoare sau luna viitoare, până la limita la care Gazpromul se poate să spună, domnule, nu am încălcat contractul. Dar pot invoca orice motive tehnice, s-a stricat un robinet, s-a stricat o valvă, s-a stricat o instalație și nu livrează. Și poate fi scenariul al treilea, cel mai dur, în care se oprește livrarea. Zero. În situația în care se oprește, ori avem o iarnă ușoară, ori avem o iarnă grea. Dar putem noi să luăm decizii pentru speranțe pozitive? Nu, trebuie să luăm decizii pentru cel mai greu scenariu posibil. Și asta s-a întâmplat ieri la Bruxelles. Am văzut, vă spuneam în de emisiune, că am văzut o asemenea analiză ieri, scenariile pentru iarnă ușoară și iarnă grea, iar această reducere, recomandare de reducere cu 15% a consumului de gaze, compensează exact necesarul pentru o iarnă grea uh, a Uniunii Europene. Acum, haideți să vorbim despre această reducere, pentru că uh, eu văd că sunt uh, sunt uh, uh, discuții intense și cred că se vor mai aprinde da. în zilele viitoare. Uh, în primul rând, populația este o categorie protejată în toată Uniunea Europeană adică nu se pune problema tăierii de gaze se face comparația cu regimul Ceaușescu sigur noi ne amintim când da, nu aveam da. căldură nu aveam curent, făceam tot felul de bazaconii prin bucătărie cu apă fierbinte pe Aragaz ca să ne încălzim puțin apartamentele nu există nicio comparație cu acest lucru pentru că noi nu vorbim de tăieri nu vorbim de restricții nu vorbim de cineva care dictează aceste restricții Însă, totuși, vorbim despre uh, economie, în sensul cumpătării. Și ce aș vrea să vă spun, poate dacă îmi dați voie, vă rog. să fac uh, un soi de campanie pentru cumpătare. Nu știu dacă e, e bună mi se pare formularea. Dar și foarte inteligibilă. Eu mă uit și la cei care ne urmăresc acum și îi provoc să se gândească, oare nu suntem cu toții disipitori. Oare nu merge clima acum vara în apartamentele noastre și uneori mai avem și un geam deschis să intre aerul proaspăt? Pe păi atunci de ce merge clima ca să răcim Deva? Poate iarna când încălzim apartamentele nu facem același lucru, stăm cu geamul deschis și dăm centrala la maximum. Și atunci ce facem? Încălzim Deva sau ne încălzim apartamentul? Să ne gândim la domeniul alimentar, pentru că vedeți ne pregătim oarecum și pentru o criză alimentară. Oare... Uh, suntem totuși grijuli cu consumurile noastre, nu aruncăm ultimele trei roșii, nu aruncăm ultimii castraveți, pentru că între timp am cumpărat uh, Marfă proaspătă, să spunem, și nu ne pasă, nu rămâne prime pe care o aruncăm în permanență, măcar cei care au animale la țară și îi folosesc în acest mod, uh, dar unde vreau să ajung? Suntem risipitori. Pentru că atât am fost de, 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 de strânși, de forțați, de, de îngenunchiați în comunism, mai ales în ultimii 10 ani ai comunismului, anii 80, încât acum, intrând noi de 30 de ani, dar cei care sunt născuți în ultima vreme, sigur că așa s-au născut, într-o societate de consum, este și o societate a risipei. Și atunci, acele gesturi mărunte nu las încărcătorul laptopului în priză. Da, permanent, da, pentru că da. câți dintre noi nu avem acel încărcător? Așa suntem în permanent da. în priză. Încărcătorul de la telefon este în permanent în priză. Plecăm 10 zile la țară sau un concediu, dar nu decuplăm niciun aparat din casă. Le lăsăm pe toate să meargă. Păi pe pentru cine merg ele? Dacă noi suntem plecați la țară sau, sau în concediu. Deci nu mă refer la restricții impuse, ci mă refer la cumpătarea care ar trebui să devină un mod de viață pentru noi. Eu știu că nu e popular și mi-asum acum, probabil, chiar să fiu un jurat sau să fiu, nu știu, considerat un agent al bruxelles sau un agent al, al, al nu știu cui, sunt un agent al cumpătării, dacă se poate spune acest lucru, și chiar chiar cumpătarea folosită, dacă doriți, folosit acest cuvânt, chiar în sensul biblic, dacă vreți. Nu vreau să, să viu dramatic, dar cred că suntem învățați și în Sfânta Scriptură să fim cumpătați. De ce yeah. să aruncăm lucruri? Pentru că. Nu este vorba despre faptul că, prin economia mea individuală, în familia mea, ajut Germania sau ajut Europa. Îmi ajut bugetul meu de familie. Dar dacă toată lumea face același lucru, aceste lucruri mărunte se strâng în niște cantități imense. Aș vrea să vă completez numai puțin, vă întrerup aici, apropo de cumpătare. Am petrecut un, o perioadă mai lungă în Belgia, câteva săptămâni, și când am revenit în România, în perioada de martie, dar foarte friguroasă în Belgia, într-o zonă din Ardeni, care sunt niște munți foarte înalți, dar totuși munți, uh, erau cam 0 grade în martie și am constatat că în casele belgienilor, de rând, clasă medie este mult mai rece decât în casele românilor. Noi când spunem, domnule, ei au niște salarii foarte mari, le convine să plătească preț mai mare. Ei chiar la salariile lor mult mai mari decât în România, Uh, cred că erau case în care erau 18-19 grade în condițiile în care la mine a venit soarea mea din București și a zis frate, mi-e frig, pune 24 de grade puți centrala pe 24 de grade uh, mă rog uh, aveți dreptate asta se întâmplă în Belgia <coughs> este, este și experiența mea trăiesc de da. 15 ani foarte mult acolo uh, și îi văd pe belgieni. și vreau să vă spun că belgienii, olandezii, germanii absolut toți nemții Uh, sunt mai economi decât noi. Acum uh, există o psihologie, uh, iarăși în domeniul pe da. care nu-l stăpânesc, dar citesc analize și este această compensație. Deci după ce am fost uh, îngenunchiat și am fost uh, uh, umilit, pentru că am fost în deceniu, cel puțin în deceniu 80 al comunismului, am fost umiliți cu toții la școală scriind cu mănuși, acasă, stând în fric și așa mai departe, da. nu mai intrăm în amănunte. A apărut o compensație. A apărut, am sărit pe partea cealaltă a calului. Păi vreau să fiu cald la mine în casă, să fie 25 de grade. Eu, apropo, nu cred, chiar 19 grade, mie personal mi se pare puțin. Adică n-aș vrea să stau cu la pe mine sau în niște... Să te am fost cu 50, cu 100 de copii de la Deceval într-un schimb de experiență și spuneau copiii că ea teau un tricou sau cu o vestuță și ei efectiv cu fâșul. Deci, deci uh, uh, <coughs> e probabil o treabă și de obișnuință și nu așa. mai intrăm în discuția aceasta. <coughs> mie personal mi se pare puțin 19. Propunere de cumpătare, mi se, dar, și mie mi se pare puțin 19, dar mi se pare că 24 e excesiv. De la 24 la 22 <coughs> și ai făcut o economie. Cu atenția faptului că dacă plec dimineața acum, avem termostate, cei care avem centrale da, da. de apartament, avem termostate cu programare. Îmi programez temperatura de noapte, temperatura de zi. De ce să încălzesc casa din care plecăm cu toții? Pentru că plecăm la serviciu dimineața la ora 7-8-9, da. fiecare pe programul lui. Și ne întoarcem când va după masă. Un apartament de bloc se încălzește în 15 minute, de la 18 la 22 de grade. Deci Plus, sunt da, exact. gesturi mărunte, lucruri mărunte, lucruri mărunte care se pot face și care se adună. Un robinet stricat, un, un, o instalație sanitară stricată, e un firicel de apă. Am pățit eu personal acest lucru, am fost neglijent și am plătit o factură usurătoare la, la, la Bruxelles pentru neglijența mea, de a nu repara un, un vas de toaletă care, în care curgea un firicel de apă, dar firicelul acela în 2 luni de da. zile s-a adunat la o sumă pe care am usturătoare. Uh, și atunci uh, această. Schimbare de mentalitate. Nu mai continuăm pentru că trebuie da, din da. grădiniță să învățăm, cu aruncatul petului <coughs> pe geamul mașinii, cu aruncatul gunoiului la întâmplare, îl arunc în tufă că nu se vede, păi. Și atunci eu cred că după ce am intrat noi, pune de devenii, România a intrat în, în societatea capitalistă, în societatea de consum, ne-am bucurat, am risipit destule, risipim și modărim poluăm. Și acum ar trebui cumva să facem acest pas, care ar trebui să înceapă în grădiniță, în școală, în familie, evident, în care să ne gândim puțin și să vedem chiar am nevoie de atâta risipă pentru a mă simți bine? Chiar am nevoie să poluez atât pentru ca eu să mă consider împlinit ca persoană? Sau poate că gestul grijei, gestul cumpătării mă face mai împlinit decât gestul risipei la întâmplare și a... a, a, a poluării mediului în care trăiesc. O să vă pun în o întrebare legată de faptul că uh, foarte mulți români au zis, domnule, de ce să economisim noi gaze că noi avem? România are gaze, din punctul ăsta de vedere, uh, noi stăm bine, ce frumos să economisească Germania care a închis conducta Nord Stream. Așa este și este o întrebare importantă. Uh, sunt <coughs> două tipuri de răspuns pentru acest lucru. În primul rând, solidaritatea europeană. Germania și chiar nu întâmplarea face că cel mai dependent stat de Rusia, care este Germania, este și cel mai mare stat, cea mai mare industrie uh, a Uniunii Europene, cea mai puternică economie a Uniunii Europene. Pentru România este cel mai important partener comercial. Și aici, la această masă, am vorbit mai de mult, cred că anul trecut, despre faptul că dacă economia Germaniei tușește, noi deja suntem în pat bolnavi da. uh, 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 pentru că. Suntem furnizori de servicii și de produse și de subansamble și așa mai departe pentru industria auto, pentru industria chimică germană. În momentul în care Germania ar începe să aibă probleme economice, în momentul în care în Germania ar trebui să se închidă companii din cauza lipsei de gaze naturale, evident că acele comenzi dispar și evident că și România devine, devine o victimă. A, și ne uităm doar în Deva sau în Hunedoara, deci ne uităm în imediată noastră apropiere câte companii sunt care livrează pe piața germană. Deci, poate că acești oameni și-ar putea pierde locurile de muncă, așa că face sens solidaritatea. Pe de altă parte, nimeni nu ne va lua gazele. Nimeni, nici Comisia Europeană, nici Consiliul, nici Ministrul Energiei din Germania nu vine să ia gaze din România, ci acele eventuale livrări de care va fi dacă va fi nevoie se vor întâmpla, vor fi plătite. Vor fi plătite la un preț pe care nu știm astăzi, pentru că și acum, în zilele acestea, se negociază aceste tehnicalități. Probabil că vineri sau cel târziu lunea viitoare va apărea întregul text al deciziei, inclusiv anexele tehnice. Și știți, întotdeauna în anexe este cu adevărat că cu litere mici sigur acolo. că dacă cu litere mici, acolo vor fi scrise condițiile printre care și modul de, a se stabil, modul de stabilire al prețului unor viitoare livrări în sensul solidarității. Și atunci eu vin și vă întreb, păi solidaritatea, până la urmă, politica de coeziune, este o politică de solidaritate. Când primim bani de la Uniunea Europeană, sunt buni primiți. Păi acum când trebuie să dăm un gest de solidaritate, eventual, ipotetic, pentru că încă nu s-a stabilit nimic, nu livrăm niciun metru cub de gaz către Germania astăzi, dar dacă ar fi nevoie, pă, nu ar fi logic să contribuim la solidaritate nu doar, nu doar atunci când o, o, o salutăm cu bucurie, când primim. Trebuie să și dăm dacă trebuie. Mai ales că, încă o dată, nu dăm gratis. Nu dăm gratis. Noi avem atunci... un uh, proverb uh, aici foarte vechi, uh, când îi dai, fa îi, îi fată vaca, când îi ceri, îi moare vițeaua. Exact, da, 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 da. Deci uh, eu cred că noi vom putea explica aceste lucruri, sper că și politicienii care mai apar acum, sigur că e vacanță, dar mai vin deputați, senatori, colegi, politicieni, chiar membrii ai guvernului să mai explice niște lucruri. Uh, sigur, domnul ministru al energiei uh, n-a fost ieri la Brusel, a trimis un secretar de stat, uh, chestiune al nostru. care. al nostru, da, chestiune da. care. Uh, în fine, e, e o tipic românească. Uh, nu că era plecat în altă parte. Am înțeles, nu am da, înțeles. comentez, da. adică Așa, îl comentez da. doar în sensul că am avea nevoie de tehnocrați care să vină și să explice aceste lucruri în prime time, în televiziunile centrale și să spună, de exemplu, să facă raportul. Premierul, prim-ministrul o face în ultima vreme. Văd că vorbește aproape la două zile despre uh, securitatea noastră energetică și despre cum e pregătită România pentru iarnă. Uh, pentru că noi suntem pregătiți. Și dacă îmi dați un minut, da, aș vrea să... Leasă... Da. Deci, în primul rând, România are un mix energetic extrem de echilibrat și frumos. Avem cărbune, vreo 17%, avem tot cam atâta energie nucleară, avem energie hidro multă, peste, 30, peste 20%, care acum e în scădere pentru că avem secetă, da. dar suntem totuși în siguranță. Avem regenerabil, deci solar și vânt, mai mult decât alte state membre ale Uniunii Europene, mai puțin decât Germania, dar mai mult decât da. alții. Și avem de toate, deci este echilibrat, este frumos. Dacă este un accident. Într-un domeniu nu bate vântul. Evident că putem să facem două lucruri. Să ne rugăm la bunul Dumnezeu să ne dea vânt, dar să celălalt lucru, mai tehnic puțin, să compensăm lipsa de la vânt cu solar, cu hidro, cu cărbune, cu gaz sau cu nuclear. Deci, avem un mix energetic extrem de echilibrat. Am făcut importuri în ultimii ani de energie, dar am făcut și ceva exporturi. Deci suntem jucători pe o piață regională și. Acum avem un grad de umplere al rezervelor de gaz, pentru că vorbim de gaz, ne, ne teamă de gaz, da. de peste 50% din rezerva noastră de gaz. Uh, 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 acest proces de umplere continuă și ar trebui să ajungem obligatoriu, conform unui act normativ total Uniunii Europene, la 80% grad de umplere până la 1 noiembrie. Chestiune pe care noi o vom face. Probabil că o vom și depăși cu, cu câtva. Și atunci uh, avem Bun, după multă bâlbâială avem și acea lege pentru explorările uh, offshore, avem, uh, avem uh, discuțiile care acum pornesc pentru exploatarea de mare adâncime, avem, după cum ați auzit în zilele trecute, noi rezerve pe teritoriul României care se pare că au fost subevaluate, deci avem mai mult gaz decât credeam noi până recent uh, și avem uh, uh, o bună posibilitate. Așa cum am vorbit înainte de război, deci în toamna anului trecut și cred că am vorbit chiar aici în studiul ăla dumneavoastră, despre faptul că România, dacă face investițiile judicioase, având cadrul legal care s-a stabilit în iarna anului trecut de către coaliția de guvernământ, poate deveni independentă energetic în 2026 sau la orizontul da, anului 2026. Da această independență energetică nu are, evident, nimic de-a face cu războiul și nu are nimic are de-a face cu securitatea, pentru că dacă în Marea Neagră nu avem securitate, nu putem să facem explorări de adâncime, deci asta e o altă poveste. Sau asigurările acelei activități costă atât da, de exact, mult încât... Da, da. Deci există multe asemenea detalii și amănunte, dar mesajul care eu vreau să-l dau cu toată răspunderea de care mă cunosc, sper, toți spectatorii Antenei 3 de ani și ani de zile... Nu există uh, 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 pericol pentru uh, 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 alimentarea cu gaz a României, nu există pericol de a sta pentru sau pe frig. Și nu există, cel puțin până în 31 martie anul viitor, este în vigoare schema de compensare și, și, uh, și limitarea prețului pe care guvernul a stabilit-o. Problema guvernului acum este să plătească banii pe care îi datorează companiilor de distribuție, dar eu cred că acest lucru va fi rezolvat și aici trebuie să intervină Uniunea Europeană. Deci, din septembrie, dacă mă întrebați care va fi prioritatea noastră, nu a mea singură, ci a mai multora, va fi aceea de a obliga cumva, de a impune la nivelul Uniunii Europene că în criza energetică în care ne aflăm nu pot fi lăsate guvernele singure să se ocupe de latura socială a acestei crize, ci trebuie și Uniunea Europeană să intervină și să asigure fonduri pentru uh, pensionarii cu pensii mici, pentru oamenii care suferă de sărăcie energetică, pentru familiile cu cele mai mici venituri și pentru regiunile uh, uh, cum ar fi Valea Jiului în județul Hunedoara care suferă din cauza acestei tranziții energetice? Uh, da, v-aș propune să facem un mic scenariu uh, pentru că ați făcut trimitere cu entuziasm, aș putea spune, și eu, adevărat, mă, cum am mai precizat, mă postez într-o postură subiectivă, fiind un uh, adept al existenței Uniunii Europene și cred că România are o mare șansă să facă parte. Uh, ați vorbit cu entuziasm de solidaritatea Uniunii Europene. Uh, cu o excepție Ungaria, care nu a văzut, care nu a fost de acord, dar eu cred că, dincolo de uh, disensiuni, cei de la Bruxelles, știau că uh, Victor Orban este pe o altă axă, uh, telespectatorii și noi știm de ce, despre ce se vorba. Dacă îmi permite da. să vă întrerup, nici nu putea Ungaria să fie de acord, pentru că săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, <coughs> sau acum vreo 10 zile, în Parlamentul Ungar s-a votat o lege care interzice exporturile de produse energetice. Da. Că e bine sau că e rău, eu cred că este o altă discuție. Deci, Ungaria este o țară care nu are ieșire de la mare. Ungaria este o țară care, după Germania, este în fruntea dependenței de livrările de energie din Rusia. Ungaria a obținut în pachetul 6 de sancțiuni, știți, acel pachet da, care s-a da. referit la petrol. Ungaria a obținut o derogare. Și a fost iarăși o luptă în care au fost nervozități, iarăși ban Victor este acela care ne pune piedică și așa mai departe. Sigur, unele justificate. Acum n-aș vrea să intru în discuția da, ideologică, da, da, pentru da, că e o da. discuție grea și lungă. Dar Ungaria a argumentat. Domnilor, noi nu avem litoral, nu avem nici o altă șansă de a ne aproviziona cu petrol decât conducta de la ruși. Și atunci petrolul transportat prin conducte, Ungaria, alături de Unguri, Slovacia, o altă țară fără ieșire la mare și cred că mai e vorba despre încă o țară, nu mai știu care, din republicile baltice, deci s-a exceptat petrolul transportat prin conducte deocamdată de sancțiuni. După care, Ungurii, mă rog, guvernul da. Fides și, și Victor Orban a venit și ca să dea un argument în plus acestei chestiuni, a venit și a adoptat, au propus și s-a votat în Parlament, evident, Fidesul are majoritatea în Parlamentul Ungar, au votat o lege care interzice exportul de produse energetice. În Consiliul European de ieri la Bruxelles, evident, Ministrul Energiei din Ungaria a spus, domnilor, eu nu pot să fiu de acord pentru că am o lege în Parlamentul meu național. Acum că această frondă este sau nu este justificată, că este sau nu este cea mai bună măsură în care îți aperi propria economie națională, măsura pe care a luat-o Orban-Victor, aici putem discuta, însă trebuie văzut că, spre deosebire de România, tocmai v-am explicat această diversitate a mixului nostru energetic. În Ungaria, situația este complet diferită, iar dependențele sunt atât de mari încât, practic, lasă fără. Uh, altă posibilitate Ungaria. Pe de altă parte și a treia chestiune care vreau să o spun, pentru că dacă tot vorbim despre, da. despre Ungaria, a fost această uh, chestiune adusă mereu că, păi, de ce poate să uh, limiteze, să fixeze prețul benzinei Orban Victor și nu poate uh, premierul Ciucă sau guvernul da. de coaliție? Păi, foarte simplu. Uh, producătorul din Ungaria, care se numește MOL, este în proprietatea statului ungar, majoritară. Și acolo statul Ungar, prin Ministerul Energiei sau Ministerul Economiei, nici nu contează, statul decide, pentru că este firma lui. La noi, la cele două companii mari de energie, care sunt OMV, Petrom, dar OMV, da, și Cazmuna Gas, da. pentru că domnul Petrolului este Cazmuna gaz, da. deci o companie majoritar austriacă, o altă companie majoritar kazahă, statul nu decide statul nu are un reprezentant în Aga acolo care poate să propună niște lucruri. O, dar asta statul... să acum vedeți, nu suntem patrioți. Uite că Orban Băi. e patriot. Eu vreau să vă întreb altceva. Eu v-am da. descris Am situația înțeles... așa cum este ea. Eu vreau de să ce întreb... poate el și nu putem noi? Ce-ar fi însemnat? Vreau să, în ce-ar ce fi fost dacă la nivelul Uniunii Europene, pentru că ați vorbit de solidaritate, ce-ar fi fost dacă să zicem, s-ar fi produs o solidarizare majoră la nivelul Uniunii Europene pe o temă majoră? Putin ar fi fost extrem de bucuros și ar fi spus, iată în sfârșit munca mea de troluire, de dezinformare, de presiune, de presiune individuală, iată în sfârșit munca mea a ajuns la succes pentru că am reușit să dezbin Uniunea Europeană. Asta s-ar fi întâmplat. Iar dacă Uniunea Era Europeană ar fi dezbinată, cred că ar însemna o catastrofă geopolitică. Eu cred că în februarie Putin, și aici iarăși nu este opinia da. mea, este ceea da. ce citesc cu mare atenție da. din suță de încredere. Uh, și chiar se pare că propriile servicii au pictat o situație foarte roz lui Putin, vorbim de Putin pentru că el este singurul care decide la da, Moscova, da. nu decide altcineva. Și atunci, în februarie, s-au spus două lucruri uh, pe care s-a bazat prima strategie a Moscovei. Și anume, că în Ucraina, Armata Roșie, mă rog, cum se numește da. ea, intervenția, că nu-i mai e Armata da, Roșie, da, da, este, da. sunt trupele de intervenție, da? vor fi primite cu flori și cu brațele deschise, și vor fi considerate eliberator de către toți prorușii din Ucraina. Nu s-a întâmplat. Al doilea scenariu, Uniunea Europeană va fi dezbinată, pentru că sunt prieteni ai Rusiei și sunt neprieteni ai Rusiei. Și vine atunci, gazul Uniunea, pe conductă. Vine gazul pe conductă și Uniunea Europeană va fi dezbinată. Nu s-a întâmplat. al treilea A treia premisă, că NATO va intra în niște lupte fratricide și interne, Uh, cum a fost momentul în care, evident, Turcia, când uh, a constatat că există o cerere din partea Finlandei și Suediei de aderare, evident că Turcia și-a spus condițiile. Este regula jocului, care se numește da. politică, nu? Da. Evident că și la întâlnirea de ieri uh, a Ministrului Energiei, ca să revenim la subiectul da. original, da. uh, miniștrii din jurul mesei au pus toți niște condiții. De aceea mai e nevoie de vreo trei zile ca să, facem să facă ei să întocmească anexele, pentru că Așa cum se întâmplă în Uniunea Europeană, întotdeauna există condiții de acceptare. Și spune Spania, care depinde în măsură zero de livrări de gaz rusesc, da? Zero. Spune Spania, domnule, păi mie nu prea-mi convine. Spania a fost prima care a protestat. Dar până la urmă a intrat în rând. Evident că această solidaritate și e, sper că nu este prea cinic ceea ce vă spun eu, este real politic. Este ceea ce se întâmplă. Eu încerc să Explic da, cum da. se întâmplă aceste lucruri. Solidaritatea, evident că nu este una naivă și din asta, cum să spun, etică, doar care se naște din bunătate. Nu. Solidaritatea are un preț. Și totdeauna în Uniunea Europeană, solidaritatea, când o declarăm, e o declarație politică. Când o punem pe hârtie în forma unor acorduri, cum este acest acord de reducere cu 15%, atunci solidaritatea are un preț și fiecare pentru acordul lui, pentru semnătura ministrului, vine și solicită ceva. O excepție aici, un nou ajutor acolo, ajutor de stat și Uniunea Europeană de aceea, vă spuneam că mai înainte că care va fi obiectivul luptei noastre din septembrie, începând în lunile viitoare. Uniunea Europeană înțelege foarte clar Comisia la Bruxelles că va trebui să ajutăm firmele. Prin ajutor de stat. Deci acele companii, nu contează acum, din domeniul transportului, industria chimică, toate acele domenii care sunt afectate de disponibilitatea energiei, ele vor primi ajutor de stat. Iar argumentul nostru este și dorința noastră este, ok, ajutăm companiile, dar trebuie să ajutăm și persoanele, cetățenii, cei care suferă. De ce suferă? Suferă de acest preț al energiei care. Uh, sigur că este acest argument. Să știți că sunt foarte mulți oameni sărați și în Germania, și în Belgia, și în Suedia. Deci, cele mai dezvoltate state au și ele pătura lor de, de, de oameni aflați la, la, la mare greutate. Proporțional foarte mare, să zicem, da. Există. Da, există. Există, da. există homeless, există, eu să știți, în Deva, nu prea văd sau la Hunedoara, oameni care don pe stradă. Dar la Bruxelles... Sunt mulți, așa este. Foarte mulți. Așa este. Foarte mulți. Deci acea societate este puțin mai nemiloasă decât... Noi cred că suntem puțin, nu știu, ori mai creștini, ori mai uh, miloși, dar orice caz, altfel se pun problemele decât acolo. Dar în fine, în momentul în care în România, uh, și în Deva, și în Hunedoara, da? Uh, ca urmare a scumpirilor, ajungi ca pensionat cu pensie mică sau persoană cu mare dificultate, cu mulți copii, fără da. salariu, fără slujbă, în fine. Ajungi să te gândești ce fac, îmi plătesc factura la energie, îmi cumpăr de mâncare sau îmi cumpăr medicamentele. E inacceptabil. Deci aici și aici nu e numai dat, uh, 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 sarcina guvernului. Trebuie să fie și sarcina Uniunii Europene, pentru că scumpirea și întregul, uh, întregul vâl... întreaga vâltoare în care ne aflăm, nu s-a întâmplat în România, nu este din cauza României, nu este din cauza guvernului României, ci este o chestiune europeană și globală. Atunci și uniunea, că sunt vouchere, că are PSD-ul dreptate, că trebuie să dăm vouchere de lunare, că are PNL-ul dreptate, că trebuie să dăm mai mulți bani în economie. Acestea sunt detalii de politică națională. Dar important este că noi trebuie cu toții să primim fonduri europene. Pentru a uh, susține nevoi sociale care au apărut în ultimele 12 luni. În toamna anului trecut, criza energetică, și în primăvara acestui an, războiul din Ucraina. Iată o pledorie foarte potrivită pentru un final de emisiune. Uh, eu vă mulțumesc uh, pentru prezență, pentru precizările făcute și uh, achiesesc, ca să folosesc un limbaj, așa unionist la ceea ce a spus să acordăm credibilitate surselor credibile. Mie mi se pare că ceea ce este o tautologie, dar este adevărat. Să fie credibile sursele credibile. Eu consider că sunteți o sursă credibilă de informații, inclusiv cei care sunt pasionați de geopolitică, politici, mă rog, înțeleg și nuanțările pe care le faceți. Încă o dată vă mulțumesc, vă doresc multă sănătate, vă doresc o vară. Liniștită și mai răcoroasă la un moment dat, sperăm. <laughs> mulțumesc frumos și pentru apreciere, mă onorează aprecierea dumneavoastră și aș vrea să le doresc celor care ne urmăresc câteva săptămâni de odihnă, chiar dacă este foarte cald, avem toți nevoie de odihnă și eu voi pleca în 10 zile de concediu și să ne vedem sănătoși la toamnă și cu vești deci bune, mai bune dacă mai bune. se poate. Așa sper și eu, vă mulțumesc încă o dată, doamnelor, domnilor. A fost europarlamentarul Iuliu Vincle din partea Partidului Popular European. Uh, le mulțumesc colegilor din Regia Tehnică, vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. La revedere, toate cele bune tuturor! de trei, cam asta e. Da, cam lungă lista asta, draga mea, Nico. Ne trebuie o farmacie cu prețuri mici. Ba, ne trebuie o farmacie cu reduceri mari. Prețuri mici. Cu reduceri mari. Cu prețuri mici. Reduceri mari. Să facem pace. Mergem cu toții la Catena, unde avem și prețuri mici și reduceri mari. Farmacia inimii Catena Dinozaurul World Transylvania își mărește echipa. Hai alături de noi să faci parte din cea mai frumoasă și activă echipă a unui parc tematic. Dinozaurul World Transylvania angajează operator pentru diverse activități. Casier, vizitiu și asistent de călărie, mascotă, operator rodeo, operator tiroliană, dar și personal pentru restaurant, bucătar șef și ajutor de bucătar. Informații și relații despre posturile disponibile la telefon 0799 453 212. Am simțit, am ajutat, am luptat, am acționat, am apărat, am căutat, am salvat. Am răspuns la peste 10 milioane de apeluri la 112 în 365 de zile. Dar aproape jumătate din cazuri nu au fost urgențe. Sună doar când ai nevoie de ajutor. Șansa la viață este ajutorul medical oferit la timp. Noi ne-am riscat viața când tu ne-ai chemat. Acum te chemăm și pe tine să fii alături de noi. Să salvăm viețile celor care au cu adevărat nevoie. Sună la 112. Doar când ai o urgență. Îmi ador de tine, tată! Vreau să ne vedem mai des, să vorbim de ură alta. Vreau să prin SMS la 8845 cu textul FAMILIE pentru ca părinții să poată rămâne aproape de copiilor bolnavi. Ținem familiile împreună în casele Ronald McDonald. să ți plătești amenzile și taxele rapid, ușor și fără niciun comision? Accesează ghișeul.ro, platforma oficială de plăți a statului român. Singura care nu percepe niciun comision. Alătură-te celor peste un milion de români care au ales să-și facă viața mai ușoară. Cu doar câteva clicuri pe ghișeul.ro poți rezolva online plățile pentru amenz, taxe, servicii publice sau utilități cu zero comision la orice plată. Ghișeul.ro, simplu, rapid și sigur. Ghișeul.ro este o platformă administrată de autoritatea pentru digitalizarea României. Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor. Comesa lider în domeniul serviciilor de salubrizare din România. Prin serviciile de colectare a deșeurilor, echipamentele moderne, stațiile de transfer, centrele de reciclare și depozitele de deșeuri, Supercom furnizează și în județul Hunedoara servicii și soluții de mediu eficiente și fiabile. Toate acestea pentru a facilita reciclarea și eliminarea deșeurilor. Supercom pentru un mediu curat. Supercom Nihil Sinedeo.